Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi veni din nou să lucrez cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră acest nou proiect, această floare care poate fi o frumoasă aplicație pentru diferite modele pe care le lucrăm, pentru culduce, pentru mileuri. Plecând de la o astfel de floare, se poate forma un mileu sau fiind lucrată în fir mai subțire, firul de macrame, poate fi o frumoasă mărturie pentru botez sau chiar aplicație pentru alte lucrări mai micuțe, pe culturcașe, se pot aplica aceste flori. Eu am lucrat această floare folosind două tipuri de fire, firul Bravo și un alt fir de macrame mult mai gros în degradé. Astăzi pentru dumneavoastră voi lucra folosind doar firul Bravo. În felul acesta nu se va crea confuzie și culorile de care vom avea nevoie sunt acestea: galben, verde și două nuanțe de roșu. Acestea sunt nuanțele de roșu pe care le-am avut mai apropiate. Dumneavoastră puteți folosi culorile pe care le doriți, fie mov, fie roz, albastru, bleu, în sfârșit, fiecare în funcție de firele de care dispune. Așa cum vă spuneam, eu voi lucra cu firul Bravo de la Schakenmayr. Acest fir poate fi lucrat cu un croșet cuprins între numărul 3 și 4. Eu voi lucra astăzi dimineață cu croșetul numărul 3 și jumătate. Voi avea nevoie de o mărgeluță, o mărgea un pic mai mare, de fapt, nu este doar o simplă mărgeluță, are un diametru, acum îl vom, un diametru de 1 cm. Aceasta, dacă dorim, la dorință, poate fi aplicată în mijlocul florii și astfel va fi mult mai elegantă. Pentru a aplica mărgeluța, bineînțeles că vom avea nevoie de acuață, apoi vom avea nevoie de foarfece și de multă răbdare. Voi începe cu culoarea galben. Voi începe lucrând în cercul magic. Deci, în cercul magic voi lucra pentru început, un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci avem 1, 2 și cel de-al treilea. Apoi voi lua firul odată pe croșet și voi lucra din nou un picioruș dublu. În felul acesta vom avea nevoie să lucrăm un total de 24 de piciorușe duble. Deci, acesta este numărul de care avem nevoie. Eu deja am lucrat 4 piciorușe, îl voi lucra pe cel de-al cincilea și ne vom întâlni la capătul acestui rând.
Am ajuns la capătul rândului, am executat 24 de piciorușe duble. Voi strânge cercul magic atât cât mi va permite pentru a da o formă frumoasă acestei primului rând al lucrării. Voi închide lucrarea, voi scurta firul galben. Felul acesta, cum voi aranja această parte de mijloc, în felul acesta, și voi ascunde capătul de fir. Cu croșetul voi trece în felul acesta și astfel vom da stabilitate firului. Vedeți cât de simplu este, îl vom ascunde în felul acesta și nu este nevoie să coasem cu coacul. Odată ajuns și într-un anumit punct unde considerați că este necesar, ne vom opri. Vom tăia acest capăt de fir. Pe spate vom ascunde firul după ce am aranjat bine, din nou cu croșetul. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să-l ascundeți cu acul. Eu, chiar dacă mi-a un pic de timp să vă explic toate acestea, o fac pentru că, în primul și în primul rând, așa cum știți, de ceva timp mă adresez foarte mult doamnelor începătoare și de aceea uneori insist pe anumite anumite moduri în care putem lucra. Acum am terminat mijlocul florii. Vom începe prima parte a lucrării, a petalelor. Voi face un prim ochi de lanț în felul acesta și voi intra într-un picioruș aici în mod aleatoriu, nu este nevoie. Ne alegem un picioruș. Vom introduce firul și mai întâi și mai întâi vom face un picioruș scurt prinzând și capătul de fir. În felul acesta îi vom da un pic de siguranță. Primul ochi, ca întotdeauna, va fi un pic mai greu de lucrat. Acum vom face 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. După care vom sări două piciorușe. 1, 2, vom intra în cel de-al treilea. Vom face un picioruș scurt, urmat din nou de 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6. Din nou vom sări două piciorușe. 1, 2, vom intra în cel de-al treilea
și vom face un picioruș scurt, după care vom continua cu ochiurile de lanț. În felul acesta, de jur împrejur, vom obține 8 astfel de segmente. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi închide în primul picioruș scurt care l-am lucrat la începutul acestui rând. Voi închide cu piciorul alunecat și în felul acesta am format baza primului rând de petale. Acum vom intra în primul arc format din cele 6 ochiuri de lanț și voi lucra mai întâi un picioruș scurt, apoi voi lucra un ochi de lanț, după care voi face 4 piciorușe duble. 3, cel de-al patrulea, 2 ochiuri de lanț, vom împinge un pic piciorușele, în felul acesta vom avea loc suficient. După ce am lucrat aceste 2 ochiuri de lanț, voi face din nou 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Vom face din nou un pic de loc. Cel de-al patrulea, un ochi de lanț și un picioruș scurt în interiorul acestei prime petale. Apoi ne vom deplasa în următoarea și vom lucra din nou un picioruș scurt, un ochi de lanț, 4 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, continuăm cu celelalte 4 piciorușe duble în interiorul acestui lanț format din cele 6 ochiuri. 4-lea picioruș dublu, un ochi de lanț și un picioruș scurt. După care vom trece în următoarea petală și vom începe din nou cu piciorușul scurt. Ochiul de lanț, continuând cu piciorușele duble. În felul acesta vom lucra pe parcursul acestui rând. Acum vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimele 4 piciorușe duble. Acum voi face ochiul de lanț, piciorușul scurt și astfel am terminat în parte primul rând de petale. Ceea ce vom face acum va fi, vom face un ochi de lanț, după care vom intra în corespondența primului ochi și vom face fir alunecat. Apoi din nou un ochi de lanț, vom intra în corespondența următorului picioruș, eu îl numesc ochi de multe ori, voi face fir alunecat, un ochi de lanț, din nou fir alunecat. În felul acesta vom face
bordul florii, marginea. Lucrăm în felul acesta. Aici este cel de-al patrulea picioruș dublu pe care l-am lucrat în prima jumătate a acestei petale. Am ajuns în acest punct unde am lucrat cele două ochiuri de lanț. Acum, în interiorul acesta, voi lucra un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și un nou picioruș scurt. După care, voi continua ca și până acum. Un picioruș scurt, un ochi de lanț, voi intra în primul picioruș și voi face fir alunecat, un ochi de lanț, 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 fir alunecat în corespondența ultimului picioruș din această petală, după care voi continua în petala următoare lucrând în același mod. Deci, un ochi de lanț și voi intra, voi face un picioruș alunecat. Pentru că suntem în această parte unde nu este mult de explicat, aș dori să salut toate doamnele, atât cele care sunt înscrise pe canalul de YouTube, cât și cele care fac parte din grupul de Facebook, Tatiana Croșeta și prietenele ei. Cine din întâmplare vede aceste tutoriale, îi place modul în care lucrez, modul în care explic, mă găsiți pe YouTube, Tatiana Andrieș. De asemenea, așa cum vă spuneam, vreau să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră. În timpul meu zilnic este foarte scurt, iar acel puțin timp pe care îl am, timp liber, mi-l ocup cu pregătirea lucrărilor pentru următoarele tutoriale. De aceea vreau să cer scuze doamnelor la care nu reușesc să le răspund la mesaje pe Messenger sau pe WhatsApp, de multe ori chiar și pe pagina grupului, pentru că altfel nu aș avea timp nici să-mi desfășor activitatea, serviciul meu de fiecare zi, și nici să pregătesc următoarele tutoriale. Eu vă salut întotdeauna pe fiecare dintre dumneavoastră. Salut doamnele care mă urmăresc din Anglia, Andreea, Margareta, vă îmbrățișez. Vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Salut pe doamna Rica din Los Angeles. Am fost foarte plăcut surprinsă de reacția dumneavoastră, de faptul că mă urmăriți. Vreau să salut o altă doamnă dragă inimii mele, chiar dacă este o doamnă străină, Mouna Mezni. Thank you for your friendship and I kiss you. Mouna Mezni este o doamnă din
Tunisia, care mă urmărește. Și așa cum vă spuneam, vreau să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră și dacă nu reușesc să vă răspund la mesaje, să știți că nu o fac din alte motive. Unicul motiv este că timpul meu liber este foarte puțin și nu pot să stau cu telefonul în mână, mai ales la lucru. Știți cum este când ești acasă la tine și lucrezi în casa ta, este o altă problemă, dar când ești în casa altuia, trebuie să desfășori lucru, mai ales pentru faptul că ți-au acordat încredere persoanele care te-au angajat, că te ocupi de persoana pentru care ești prezentă aici. Și de aceea, cum vă spun, nu o fac nici din mândrie, nici din alte motive. Unicul motiv este că nu am timp liber la dispoziție foarte mult. Noi vom continua în felul acesta, deci vom lucra, așa cum ați văzut, un ochi de lanț, un piciorul alunecat, în corespondență celor două ochiuri de lanț de pe mijlocul petalei. Vom lucra un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și din nou un picioruș scurt, după care vom continua cu, ca de obicei, un ochi de lanț, un fir alunecat și astfel vom ajunge la capătul rândului. Noi ne întâlnim la capătul rândului și vom închide acest prim rând de petale. Am ajuns la capătul acestui rând, am făcut ultimul loc de lanț și voi închide cu piciorul alunecat. Voi scurta firul, căci am terminat de lucrat cu această nuanță de roșu. Vom ascunde firul. Închidem lucrarea mai întâi și vom ascunde firul exact în modul în care v-am arătat mai devreme. Putem să-l trecem cu croșetul în felul acesta, în modul în care să dăm siguranță. Și astfel, încet, încet vom începe să lucrăm cu cea de-a doua nuanță de roșu, un roșu mai închis. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră puteți alege culorile în funcție de preferința dumneavoastră. Acum, cu acest grena voi face primul ochi de lanț în felul acesta. Voi lua floarea și voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș galben. Deci în primul avem deja piciorușul cu care am făcut cele șase ochiuri de lanț pe care am creat primul rând de petale. Acum voi intra în cel de-al doilea picioruș galben. Scuzați, întoarcem lucrul, îl întoarcem pe dos. Aceasta am uitat să precizez, așa. Voi face un picioruș scurt acum.
Iar apoi voi face 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În momentul în care am terminat aceste 7 ochiuri de lanț, voi veni cu firul în față și voi intra din partea din față în cel de-al doilea picioruș galben. Și voi închide totul cu fir alunecat. Iar acum voi continua cu 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6. Cel de-al șaptelea. După care, cu aceste 7 ochiuri, voi întoarce și voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș galben, dar din partea din spate. Vedeți? Vom lucra în zigzag și voi face din nou un picioruș alunecat. După care continui cu 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mă voi întoarce și voi intra în cel de-al doilea, corespondența celui de-al doilea picioruș din următoarea petală. Voi închide totul din nou cu picioruș alunecat. Face 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar acum vom intra pe spatele lucrului în următoarea petală, în corespondența celui de-al doilea ochi, cel de-al doilea picioruș cu culoarea galbenă și voi face fir alunecat. Vedeți? Vom continua în felul acesta lucrând în zigzag. Nu vă preocupați, aceasta este modalitatea corectă. În felul acesta vom lucra până la capătul rândului. Din nou vom avea un număr de 8 astfel de segmente formate de 7 ochiuri de lanț, care vor fi baza celui de-al doilea rând de petale. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat ultimele 7 ochiuri de lanț, pe care le voi închide în piciorușul scurt cu care am început primele ochiuri de lanț, dacă vă amintiți. Acum voi intra în interiorul arcului format din cele 7 ochiuri de lanț. Voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, după care voi face un număr de 7 piciorușe duble. 1, 4, 5. Vom împinge piciorușele să avem spațiu necesar. 6 și cel de-al șaptelea. Acum vom face din nou 2 ochiuri de lanț, după care vom continua cu 5 piciorușe duble, doar 5 de data aceasta. Și avem 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea.
Deci, 7 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble. Acum voi face un ochi de lanț, un picioruș scurt, cu care voi închide această prima petală. După care voi trece în următoarea, în următorul lanț și voi face mai întâi și mai întâi un picioruș scurt, un ochi de lanț și voi continua cu cele 7 piciorușe duble. 7, e voi împinge un pic, 2 ochiuri de lanț, continuăm din nou cu 5 piciorușe duble, 5, să nu faceți confuzie, 1, 2, 3, 5, un ochi de lanț, un picioruș scurt, după care vom trece în următorul lanț din 7 ochiuri, așa cum știți, și vom începe să lucrăm în același mod. Un picioruș scurt, un ochi de lanț, urmat de 7 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble, un ochi de lanț și un picioruș scurt. Și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut și ultima petală, ultimul picioruș scurt. Voi închide totul cu picioruș alunecat în primul picioruș de la începutul lucrării. Deci piciorușul scurt cu care am început să lucrăm prima petală. Acum voi tăia firul. Voi închide lucrarea. Și vom ascunde firul așa cum v-am arătat cu croșetul. În felul acesta îi vom da și un pic de stabilitate, repet întotdeauna. Vreau să vă spun că aceste tutoriale le puteți urmări și la televizor, adaptând colegamentul cu televizorul. Ceea ce am obținut acum, când am terminat toată aceasta, că vi se va părea ceva deosebit, această învălmășeală, să spunem așa, de rânduri, de fire, de... Am obținut faptul că am pus în evidență primele 4 sau 4 petale din primul rând pe care l-am lucrat cu culoarea roșie și uitați-vă cum se prezintă pe față, iar acum uitați-vă cum se prezintă pe dos lucrarea. Deci avem 4 petale în față și 4 petale roșii ascunse în partea din spate. De aceea a fost nevoie să facem rândul al doilea de ochiuri de lanț încrucișate, întreceate, ca și cum am împleti codițe. Așa, aceasta este floarea propriu-zisă. Acum vom continua să lucrăm frunzele.
Și pentru frunze să știți că este foarte, foarte ușor. Voi face un ochi de lanț pentru început. După care voi lua lucru, voi intra din spate de aici, în corespondența piciorușului galben cu care am început cel de-al doilea rând, deci unde am introdus firul grena. Și voi face pentru început un picioruș scurt. Vedeți, prind amândouă firele, în felul acesta le dau stabilitate. Deci am făcut un picioruș scurt, după care voi face un număr de 14 ochiuri de lanț, dar în același timp voi prinde un pic și acest capăt de fir. 1, 2, 3. Acum îl voi abandona și voi continua să lucrez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deci am lucrat 14 ochiuri de lanț. Acum voi intra cu croșetul, nu în prima, în cel de-al doilea ochi de lanț și voi face un picioruș alunecat. Aici vă rog să aveți un pic de răbdare cu mine, pentru că croșetul meu e așa cum e. După care, în următorul ochi de lanț, voi face un picioruș scurt. Voi continua cu o jumătate de picioruș dublu, pentru cine nu știe încă. Deci am luat odată firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului ochi de lanț. Acum am trei fire pe croșet și le voi închide pe toate trei împreună. Aceasta este o jumătate de picioruș dublu. După care voi continua cu 5 piciorușe duble. Deci, în corespondența următoarelor 5 ochiuri de lanț, voi face 5 piciorușe duble. Avem 2. Intrăm în următorul ochi de lanț. 3. În următorul ochi de lanț 4. În următorul ochi de lanț cel de-al cincilea picioruș dublu. Iar acum, în următorul ochi de lanț, voi face din nou o jumătate de picioruș dublu. În următorul voi face un picioruș scurt. Iar în următorul ochi de lanț voi face un picioruș alunecat. În momentul în care am ajuns aici, am lucrat deci ultimul picioruș alunecat, voi face un număr de 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și voi lucra exact ca și la cealaltă frunză. Deci, nu în primul, în cel de-al doilea ochi de lanț de aici voi face picioruș alunecat. Apoi voi face în următorul ochi de lanț un picioruș scurt. În următorul ochi de lanț o jumătate de picioruș dublu. Voi continua cu 5 piciorușe duble în următoarele 5 ochiuri de lanț. Deci, în corespondența a 5 ochiuri de lanț, vom face un picioruș dublu, scuzați, 2,
Cel de-al cincilea. Acum voi continua. O jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. Iar în ultimul ochi de lanț, pentru că dacă am lucrat în mod corect, aici avem un ochi de lanț singur, ultimul, voi face un picioruș alunecat. În acest moment, deci am, după cum vedeți, dacă punem în felul acesta, este exact ca o frunză, despărțită în două. Acum, voi continua. Voi număra 3 ochiuri de lanț. Deci avem 1, 2, 3. Și vom intra în cel de-al patrulea. Cel de-al patrulea va fi din nou în corespondența ochiului grena pe care l-am lucrat. Și voi face un picioruș alunecat de data aceasta și voi continua exact cum am lucrat pentru prima petală. 14 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. După care mă voi întoarce în jos, exact în același mod cum am lucrat aici. Și din nou, în corespondența ochiului de culoare grena, vom intra și vom închide aceste două petale. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am terminat de lucrat și ultima pereche de frunze și acum voi închide exact în același punct unde am început să lucrez frunzele. Voi face un picioruș alunecat, voi scurta firul, voi închide lucru, iar capetele de fire le vom ascunde. Așa cum ați văzut, le vom ascunde aici. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să le ascundeți cu acul. Eu, așa cum v-am spus întotdeauna, bineînțeles, le lucrez corect, dar tutorialele pe care le fac sunt în mod demonstrativ pentru a fi de ajutor doamnelor care doresc să învețe ceva nou, ceva frumos, ceva ușor, ceva plăcut. Voi scurta și acest fir. Capetele de fire întotdeauna le vom strânge pentru că ne vor fi de folos la lucrarea jucăriilor amigurumi. Acum, dacă dorim, așa cum v-am spus, aici în mijloc putem să punem o mărgeluță. Vom încerca să punem o mărgeluță, să vedem aspectul pe care îl are. Eu am acul deja pregătit, cum v-am prezentat la începutul tutorialului. Dacă nu doriți să o coaseți, mărgeluța puteți chiar și să o lipiți. Așa cum ați văzut la început, mărgeluța mea are din un diametru de 1 cm. Sper să stea bine aici. Să dea o... Cred că va fi bine. Așa, în mijloc aici. Vom fixa și a doua oară. Voi încerca să trec prin ea a doua oară pentru a-i da mai multă stabilitate. Sper că va intra acul, sigur că da. Așa, acum un secret pe care doamnele începătoare cred că nu îl cunosc. Doamnele care lucrează de mai mult timp știu deja. Pentru a fixa frunzele în mod corect, în mod exact,
puteți folosi fixativ. Veți pune lucrarea pe masă, pe o planșă de plastic și aranjând fiecare petală la locul potrivit, le puteți pune fixativ de păr și în felul acesta frunzele vor sta în modul în care dorim. Eu nu le-am fixat încă, pentru că, așa cum vă spuneam, timpul meu liber este foarte, foarte scurt și de aceea pregătesc întâi lucrările pe care vreau să vi le prezint. Ceea ce am lucrat astăzi, vreau să vă spun, nu este tutorialul meu. Eu l-am tradus din limba braziliană, în felul acesta. Așa, apoi vom aranja aici frumos cele patru petale. Și aceasta este ceea ce am obținut. Eu sper să vă placă lucrarea, sper să lucrați cu plăcere. Dacă urmăriți acest tutorial și nu sunteți încă înscrise pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș, vă rog să vă înscrieți, căci totul este gratuit, nu vă costă nimic, nu trebuie să plătiți nimic nici pentru înscriere, nici pentru vizionare, totul este gratuit. Puteți viziona un tutorial ori de câte ori aveți nevoie, ori de câte ori doriți, uitați-vă aici ce frumuseți. Voi veni cu alte noutăți. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. Nu am uitat că trebuie să fac brățara pentru a completa seria, avea setul complet brățară și cercei. Voi reveni cu tutorialul pentru brățară. Din nou, vă doresc o zi frumoasă tuturor și vă rog să lăsați un like, un comentariu la aceste tutoriale. La revedere!